Nume. Ioan. Vitalia. Prenume. Ah, okay. Luca. Nume, prenume Ioan. Bumacov. Am zis corect? Ah, nu, nume e Bumacov și prenume Vitalia. Ocupație. Fac și vând vin. Of, it's complicated. M-am apucat de mai multe chestii în același timp și nu știu cărui lucru să mă dedic mai în serios. Cât de calitative considerați produsele made in Moldova? Foarte calitative și foarte competitive. Ei, depinde, spectrul e foarte larg. De la produs foarte bune până la produs foarte proaste. Câte procente din vinurile pe care le aveți în vinotecile dumneavoastră sunt autohtone? 100%. Lucrez doar cu vinuri autohtone. Pentru că iubesc să promovez produsele din Moldova, avem produse bune și pot face o afacere doar cu vinuri din Moldova. 100%. Am zis că de la început să fie, să aibă prioritate ai noștri, ca apoi încet, încet să mai dăm spațiu de raft și vinurilor de import. Care este cel mai scump vin autohton pe care îl propuneți în localul dumneavoastră? Un vin care costă 1000 de lei. De fapt, 1000 și 1 lei costă la noi vinotecă. La moment din vinurile roșii, cred că este Purcari 2013 Vintage, care la sticla obișnuită e aproape 500 de lei. Care este cel mai solicitat vin în vinotecile dumneavoastră? Nu aș putea da răspuns la această întrebare. Depinde foarte mult de sezon, depinde foarte mult de unde vin consumatorii. Mare parte se cam vând toate vinurile pe care le avem în vinotecă. Este greu să vă spun. Sunt brandurile cunoscute care se vând bine, sunt micii producători care au un nume și se vând bine. Cred că Criseco este lider de vânzări pentru raportul calitate-preț și probabil că a fost și perioada estivală, că era mai rece, spumant, sec. Bun. Continuați fraza. Vinul este... pasiunea a vinificatorului în primul rând. Foarte bun. Pentru sănătate. Consumat cu moderație. Alb sau roșu? Nu am un răspuns pentru întrebarea asta, depinde când. Roșu. Sec sau dulce? Sec. Spumant sau șampanie? Spumant. Șampanie și spumant. Embargo sau carpe diem? Ce zi e săptămâni? Amândouă. Repetați după mine. Producătorul produce produse producătoare de proprietăți, provocator de prielnice populației. Da. Producătorul produce produse producătoare de... mai departe nu mai țin. Producătorul produce produse provocatoare de proprietăți, prielnice, populației, da. Vinul îngrașă? Nu. Un pic. De ce sticla de vin este lungă și subțire? Niciodată nu m-am gândit la întrebarea asta. Să încapă mai mult într-o ladă. Ca să încapă și în buzunarul de la piept și într-o geantă discret, nu știu, e mai ușor de păstrat în poziție orizontală, prin beciuri și crale. De ce femeile se amețesc mai repede de la vin? Nu este adevărat. Mulți bărbați se amețesc cu mult înaintea femeilor. Sunt mai slăbuțe din punct de vedere a cântarului și respectiv același pahar de vin are efectul mai puternic asupra persoanelor mai slabe. Cine sunt oinofobii? Cei care au careva stereotipuri sau teamă față de vin, cu ei ne place să lucrăm, că ne place să-i convingem că vinul e ceva frumos și ceva foarte delicat. Cei care se tem de oenofile. Nu știu, care nu iubesc vinul, posibil. Cunoașteți pe cineva oenofob? Clienții mei cei mai buni. Cu ei ne place să lucrăm. Nu în țara noastră. Spuneți un toast. Să fie mâine mai bine ca azi. Hai, davai. Un mesaj consumatorului. Consumați vinul cu moderație. Consumatorul l-aș îndemna să consume vin, să se intereseze, să știe măsura, să aleagă, să încerce diferite produse, să cumpere vin.